photo. You're prettier than me. Now I kinda wish that you said so. Would've put it more effort. You tell me I'm so beautiful. Ne-am îmbarcat în avion, iar zborul spre Rodos durează aproximativ 2 ore. Rodos este una dintre cele mai mari insule grecești și se află în Marea Egee. Insula are peste 115.000 de locuitori, cei mai mulți aflându-se în capitala insulei, orașul Rodos, și are peste 220 de kilometri de coastă.
O mare atracție a insulei este vizitarea locului celei de-a șaptea minune a lumii, Colosul din Rodos. Mulți turiști vin special să vadă urmele Colosului din Rodos, loc unde se află intrarea în portul Mandrachi, punct de mare importanță comercială pentru comerțul maritim din Mările Egee și Mediterana. Colosul din Rodos a fost o statuie a lui Helios, zeu grecesc, realizată în anul 280 înaintea erei noastre. A fost ridicată pentru a sărbători victoria Rodosului împotriva Ciprului. Înainte de distrugerea sa în cutremurul din 226 înaintea erei noastre, Colosul din Rodos avea peste 30 de metri înălțime, fiind una din cele mai înalte construcții din lumea antică. Astăzi, în acel loc unde exista Colosul, sunt simbolizate doar urmele celor două tălpi ale celebrei minuni antice. În fiecare an, insula este vizitată de aproximativ 1 milion de turiști, mai ales datorită faptului că aici clima este blândă, iar soarele strălucește aproape tot timpul anului. Capitala, denumită tot Rodos, chiar aici, unde ne aflăm acum. Este situată în nordul insulei și este compusă practic din trei orașe, modern, antic și medieval. Orașul modern are un caracter cosmopolit, cu majoritatea clădirilor ridicate în secolul al XX-lea.